Gedoia, jocuri și prețuri de belea! Salut și bun venit la un episod de Gold Rush. Pe Barbă Neagră ne-a apucat februarului. O să mergem... Oh shit, stai! Mergem acum să vedem dacă putem să facem aunsul ăsta un lingo, un lingou. Și dacă reușim să facem un lingou de aur, o să... De fapt, încercăm să vedem dacă merge să cumpărăm un rezervor din acela de motorină. Ar fi super, super tare să avem posibilitatea asta. Și când ne trebuie motorină, avem practic la noi acilișa în bază, fără niciun stres, fără niciun fel de problemă. Nu trebuie să mă mai chinuie cu rezervoarele astea, cu canistrele de motorină. Bine, că nici nu m-am chinuit până acum, cine știe ce, dar e o comoditate ce o să ne ajute pe viitor, știi? Așa o gândesc eu. Acum o să fiu cu ochii pe ce am în spate aici. Am două găleți și o canistră de motorină. Și evident că dacă luăm acea cisternă, cisternă se numește, așa mă, cisternă. Dacă luăm acea cisternă de motorină, o să folosesc întâi ce am în canistre, nu o să le irosesc, evident. Dar până acum treaba merge. Nu cădea! Ceapa ta s-a dus. Ia uite, el se dă cu spatele, dar frate, dar el n-are niciun treabă, are mâna frumos pe geam, uite așa ca un cocălar frumos, tati, n-are niciun stres omul. Tare de tot. Hai că mai, prin oraș mai merge să mergi așa, știi, mai ales că mai mergi încet, la stop oprești, dar ăsta puii mei face off-roading aici, adică îți trebuie să cam îmbele mâini pe volan, știi, mai e și dita mai tracu cu tine, știi? Dar omul n-are niciun stres, ia uite-te și tu. E pe chileanu el. Ia uite. Zici că parcă și l-aud acolo în mintea lui. Tap, tap, taririrap. Tap, tap, taririrap. Funny shit. Bun, hai să mergem. În dreapta mi se pare că e drăciuța. Da. Trestez la drum și fac aici la dreapta. Frână. Uite mă că dacă pun frână mă întorc. Du-te de aici. Mi-a schimbat viața. Trebuie să încercăm treaba asta. Lasă-mă cu diferențialul că vreau să l-am activat tot timpul. Lasă-mă că vreau și pe asfalt diferențial. Da, ce-i tu cu mine? Aici, mă? Aici. Stai, să apăsăm. Frână! Da, mă, se întoarce mașina dacă ai frână de mână. Bă, ok, uimitor! Funny. Hai să vedem dacă putem să facem aici ceva. Use. Sell or. Nu vreau. Dăm craftare. Aici e, mă, sell or. Ia, mă, cât am luat pe ăsta. Stai, că nu vindem. Vreau doar să vedem. Deci ne-ar da pe ce avem noi acolo, mă, minereu nepolișat. Ne dă 2200. Ok, ne-am încadrat în bani. Pentru alea, dar vreau să văd dacă putem să facem gold 2,4 exact am eu, amount of gold, cost 23, mi-a 23 de minute și pierderea este foarte, foarte mică. Melt the gold bitches. Mi-a dat al doilea gold bar al meu, al doilea chestie. Yay! Oricum mi se pare foarte ciudat să ai un dita mai lingou de aur. Oh, nu acolo. Și tu să îl cari în spatele camionetei. Deci asta e fucking... Asta e mai amuzant de atâta, n-ai ce să ceri, știi? Vreau... Dau ăsta la o parte pentru că vreau să îl văd atunci când merg. Tap, tap, taririrap. Da, mă, mi-a mers să-l facem, ești nebun? Hai să mergem să îl vindem. Uite-l acolo, îl văd acolo, micuț, ia uite-l. Ia, hai să vedem, cu frâna de mână mă întorc. Ia uite, bici, ia. Uaa! Mamă, frate! Din VRC-7 am învățat ceva. Cât de fucking awesome. L-am acolo, s-a lipit de trac, sigur că da. Ia, fii atent, opresc. Ce tare. Hai să oprim aici pe dreapta, că oricum nu incomodăm pe nimeni. Bam, bam, baranam, bam. Ok, cred că nici nu trebuie să-l iau. Cred că trebuie doar să mă duc aici. Cred că pot să-l las oriunde. Stoc. Ok, a mai crescut aurul. Wow, ce bine. Mai crescut aurul. Pe auz. Unu. Cam tot, cam atât am luat. Sell gold bars, yes. Sell the beach. Cred că l-am vândut. Da, l-am vândut că mi-a dat, am 9000. Nice. Nice-ulez. Deci tot 2000 și ceva mi-a dat. Mai e acolo în spate? Nu mai e, s-a dus. De unde? De unde atâta glitch cu noroc? De unde? Hai la magazin să facem niște cumpărături. Și de la magazin pot să iau și acel... Bă, eu o să-i zi rezervar, pui mei, că mie nu-mi vine. Acel... Bă, mă, dar o să mă joc... Acel rezervor de motorină, mă. Dar o să mă joc ceva cu frâna asta de mână pe cuvânt. Bun, vreau un furtun verde.
Ola, e cineva pe aici? Nu e nimeni. Vreau un furtun de ăsta. Dăm cantitate 1. Mersi beaucoup. Mersi, te pup. Așa. Și extensie, oameni buni, nu avem decât la cablu. Uite, avem extensie de cablu colea și extensie de cablu colea. Dar nu avem... uite, avem și ropsuri. Nice, nice. Alea de jos nu le pot cumpăra. Uite, mă duc așa jos, dar nu merge să le cumpăr. Și altă extensie, pui mei, nu văd. Dar și dacă ar fi, ar trebui să fie aici. În fine, nu merge. Uite-mă aici, am rezervor mobile fuel tank 6800. Dă-l încoa. Give me it. O, nu știu ce înseamnă asta, în fine. Ce e asta? Cric. Asta? Inner cog. Ok, când se strică ceva. Uite, și avem și un ăsta. Ok, tare. Ok, hai. Să le plătim pe toate. Mă costă 6820. Și am avut... what? You'll find all order stuff just outside the shop. Ok. Mersi. Știu. What the fuck? Mi-a deschis meniul. Astea sunt ponturi, știi? Tips and tricks-uri. Ok, deci ăsta este al meu. Trebuie să mergem să-l umplem. Dar întâi vreau... aia și-a furtul. Nașo. Frumos și el, bă, tată, bă. Dar nu văd unde să vând lucruri. Aș vrea să vând lucruri. Ok, hai înăutru. Let's go. Oh, shit, au căzut alea. De ce au căzut? What? Astea de obicei nu ar trebui să se miște în mașină. De obicei sunt stabile. Ok, s-a întâmplat ceva ciudat. No, stai. Ala e. S-a întâmplat ceva ciudat. Așa, conectează aici. Ce s-a întâmplat cu astea? Nu știu ce s-a întâmplat cu ele, că nu mai sunt lipite de mașină. Ia. Yeah. Gata, hai că acum s-au lipit. Ok, sau nu? Nu știu încă. Hai să mergem să încărcăm. Ia stai să fac și o poză aici. Ia uite așa. Frumos pe pozică. Nice. Și un pic din partea asta. Ai, tati. Tap, tap, tariri, rap. Ia să vezi tu câtă motorină avem acolo. Când trebuie să ne încărcăm, pai, frumos, ne-am și încărcat niciun fel de stres. Oricum încărcăm astea canistrele și după aia ducem cu canistrele, oricum încărcăm direct, e ok oricum. Să luăm așa ușurel. Bă, ce-s petele astea de jos? Sunt pete de motorină? Așa, o să opresc motorul că nu știu exact cât durează. În 2280, hai să vedem cam cât mă costă, că nu cred că mi-ajung banii să-l umplu pe tot. Unde-i duza aia? The nozzle. A, uite-l aici. A, nu, cu asta bag. Pe unde bag? Oare, cred că bag pe sus, ia stai un pic. Parcă la astea pe sus era. Dă-te, încăcat, sunt cel mai perspicace om din viața asta. Du-te, nici n-am văzut nici... ok. Nici n-am văzut la nimeni așa ceva, dă-te, încăcat. Prea bun, ce să... bă, hai să băgăm gallons 300. Hai să băgăm de 800 de euro. Uite așa, de 800 de dolari, pardon, și băgăm 400 gallons. Bă, ne ajunge, zic eu, că e mult mai mult decât ne trebuie. Ok. Frumos. De succes a fost asta. Uite, la 40% a umplut. Frână de mână, știi? Eu știu, frână de mână. Oare acum pot să mă mai întorc cu frână de mână? Ia stai. Wow, ok, am putut. Cât de fucking awesome. Du-te de aici. Ok, m-am proptit de aici. Hai că pot. Bă, tare de tot, suntem... the fuck? Marginea a luat-o în față. Mamă, ce creepy e... clopotul ăla, ok. Hai să de aici, că e creepy rău de tot. Două găleți și un furtun. Ok, sunt cu ochii pe voi, băi. Nu știu de ce, mi se cam mișcă furtunele azi. Și gălețile. Eu te știu ce se mișcă acolo. E prima dată când se întâmplă chestia asta. Rezervorul văd că nu are nimica. Let's go. Lasă-mă, mă, cu alea că sunt intenționat făcute. Lasă-mă cu notificările alea. O report? Dar nu vreau să le stingă. După aia, dacă mi-apar notificări bune, atunci ce am făcut? Dar oricum, trebuie să avem un pic de grijă. Oh, shit. Zice el în timp ce face un drift cu dita mai rezervorul în spate de motorină. Ia-ți lupii, bă, lupii! Ești nebun. Hai, da, așa ușurel. Bă, nu știu, se vede uneori pe la mașină niște bucăți galbene, așa, uite, la capot acolo. Se vede niște bucăți galbene, nici că e capotă jumate din aur, iau-te. Așa prin parbriz se vede. Nu știu dacă e de la soare, de la ce e, habar nu am. Mamă, era să dormă alea. Hai să o luăm așa, că acum văd și eu rezervorul cum se comportă.
Bă, și era pe aici, pot să vin și pe aici să-mi iau lucruri din câte știu. What the fuck? Da, mă, cred că pot să vin și pe aici să-mi iau lucruri. What the fuck? Unde mă duc? Ok, cred că-s prea departe cu camera. Hai mai de aproape așa, o lecușă. A, da, mă, și să mă uit și eu la Tier 3, să vedem despre ce este vorba în Tier 3. Musai să vedem treaba asta. Să vedem dacă se merită și să vedem ce ne așteaptă după aia. În regulă. Mă descurc! Dacă ziceam asta cu 2 secunde după, ar fi fost superb. Dar nu e, mă, uite, aici ce că-s blocat și de-aia eu clar nu sunt blocat în nimic, știi? Coliziunile sunt ciudat create. Practic nu sunt coliziune acolo unde vezi cu ochiul, știi? Și da, e un pic anapodat din punctul ăsta de vedere, dar asta este. Rezervorul voi pune aici în bază. Pentru că de ce nu? Și hai să-l parcăm etecole așa undeva unde n-avem niciun stres cu el. Uite acolo. Decuplez. Uite așa. La mine pe afară trec unii cu tobele. Ia o așa. Dacă tot sunt aici, eu să trebuiască să-mi încep munca. Am două alea în spate. Trebuie să luc în partea cealaltă. Ok, ok, ok. Și hai să prindem astea. Let's go! Alei, tati, bagă. Asta ne întoarcem un picuț. Și să le aprind pe toate. Nu! Dă întâi ăsta, perfect. De unde? De aici. Așa. Mai avem una aici. Mă mișc un picuț rapid cu tracul, dar... Parcă nu e chiar o opțiune bună ca de fiecare dată să iau mașina. Parcă și pe jos mă mișcam la fel de repede pentru că mai sunt animațiile astea de intrare în mașină și de ieșit, știi? Care mi ocupă timp. Îmi ia timp. Așa, mă, și acum putem să punem și noi frumoșel. Dai și să băculea cu spatele. Așa, frumos. Awesome. Și vreau să văd și eu. Mă las să intru? Mersi. Așa, îl punem pe ăsta la... dispoziție. Și gălețile ăștia le vreau jos. Acum eu o să stau aici până când o să umplu toate gălețile. Deci nu mă mai mișc de aici. Trebuie să le umplu pe toate. Hai, mă. A, pas o iau pe aici. Stai așa. Ala-i. A, trebuie să umplu pe undeva? Trebuie să pun găleată? Da, trebuie. Uite aici. Awesome. De fapt știi ce? Hai să o lăsăm deschisă. Bun. A, ce facem acum? Cu furtunelul ăsta o să-l iau. Stai un pic. Ăsta. Da, așa să-l strâng un pic. Încă un pic mai mult. Și îl voi pune cu alea. Awesome. Hai să salvăm un pic, că deja am făcut o grămadă de progres. Și mie că să nu pățesc, am pățit-o. Când m-am blocat atunci a trebuit să o refac practic muncă de cam o jumătate de oră, 40 de minute. Așa, iar asta de la pompă, mai are pompa o ieșire cu alea. Așa, mă, tati, mă. Și băgăm în partea asta. Merge? Oh, cât de frumos. Cât de frumos. Doar că, vedeți voi când se întâmplă chestia asta, apare unde ăsta. Și când treci prin el așa, se mai mișcă, se mai... Iete, vezi? Și ca să nu fac chestia asta, eu, de exemplu, iau o parte, o strâng cât pot, și pe-aia o duc mai încoa un pic să creez o buclă, să se prindă de jos, de pământ. Și pe-aia vin și o prind. Și mi-a făcut o buclă de asta și acum pot să trec pe aici, că nu mai dau unia, știi, am descoperit chestiunea asta. Bun. Acum, toate alea sunt pornite în afară de pompa asta. Așa. Pornim drăciul ăsta și acum totul este conectat, practic, nu mai trebuie să mai facem nimica, știi? Ok, aici curge și aici apă, dar e așa, pur și simplu. Nu văd că nu pot să opresc sau ceva. Am o nuzel ceva, o duză. Nu am nimica. Asta merge? Nu merge, că nu i-am dat start. Și văd că nu are nici cablu. Gata, i-am pus cablu. Nu știu cine a dat cablul la jos. Și acum l-am pornit. Ok, awesome. Hai să mutăm puțin ăsta. Ba nu, hai să luăm din partea cealaltă și astfel nu-l mai mutăm. Ok, merge și așa. Hai, acum sunt așa. Aprim motorul. Și las în jos ce am. Bun.
Și vreau să iau din partea cealaltă acum. Gen de aici. Așa că aici aproape de mașinăria asta eu am făcut o groapă foarte... Oh, și cade. Mi-a căzut mult? Cred că da. Da, mi-a căzut un picuț. Ah, fuck. Am făcut o groapă destul de adâncă și ca să evit chestia asta, să fac o groapă și mai adâncă, o să mă duc mai încolo și mă duc cât îmi permite, practic, rotația excavatorului, care are 360 de grade. Și după aia mut excavatorul când nu mai are blocul ăsta, știi, aici. Niște ajustamente vreau eu să fac acum. Nu, lasă-mă un pic. Nu! Am apăsat pe din greșeală, goddammit. Nu, pe R vroiam să apăs. Așa și un pic. Mai așa, perfect. Bun. Și acum venim. Ia uite, ce filmare cinematică avem aici. Place? Jos și stricăm o grămadă. Gata, un kit cu totul, acum nu mă mai risc. Așa. Mai încoace un pic, boss. Așa. Ju. Tare filmarea. Ala e. Ju. Așa, e la 20%, merge. Perfectos. Ju. E bun locul ăsta. Nu-mi dai eu seama foarte bine ce fac pe aici, dar pentru filmare e bun locul ăsta. Se vede bine. Viu. Naisuleț. La cât e aia? La 36. O să vreau să umplu una. Și după aia... Hai da. Și după aia ne oprim. Vreau să umplu măcar una și... o să le umplu pe toate disponibile și după aia o să mă întorc... am dat pe lângă aici să-ți bagi. Și după aia mă întorc la bază ca să filtrez aurul. Așa, ca să nu mai cac pe mine, o să mut un pic așa. Așa, tati, mult mai frumos acum. Ca să văd și eu când e deasupra și când nu e. Și cam 60% mi-a umplut aici. Ok. Normal, în serial conta, știi, la ce adâncime ei chestii. Aici văd că nu contează cine știe ce. Trebuie doar să iei de undeva. Adică conta dacă ajungi la bedrock sau chestii de astea. Sunt curios cu ce se diferențiază acest excavator cu celălalt, ăla mare. Sunt curios dacă există vreo diferență așa majoră. Decât că ăla e mai puternic și probabil cupa mai mare, dar în rest nu cred că există altă comparație, nu? Mă gândesc. Ok, e la 73% găleata. Aș trebui să fiu foarte atent la chestia asta. Am luminile aprinse, oare de când le-am aprins aici? Găleata nu a putut să țină pasul. Da, mă, să ne uităm la tire. Ok, stai. Umplem asta și mă uit la tire să vedem cine rezervă tire 3. Hai să umplem, să punem găleata asta. Și hai să vedem ce putem să facem noi la tire 3. Stare curios. Avem tire 2, la care suntem... Aici suntem noi momentan, știi? Pour dirt in magnetite separator. Ok, asta facem noi acum. Go to the heavy equipment store, shaker. Da, mă, știu de shaker, ești nebun. Trommel. Am auzit și asta, duplex jig. Slush boxes, bă, da, mă, știu de slush boxes. Big power generator. Ăsta e scump. Ăsta e vreo 60.000. Am văzut eu că ăsta e vreo 60.000, generatorul ăsta mare. Transport the machines to your claim, go to the warehouse, buy wave table. Vai, până ne trebuie o grămadă de bani pentru treaba asta. Load on the pickup and go to the claim. Wow, set up the wash plant. Vai, tire 3 e prea complex, frate. Ăsta e ultimul tire? Set up wave. Vai, profit. Aha. Da, ăsta este, tire 3 este practic cel mai performant. Ultimul și prea performant chiar. Pickup track, am sorry, kid, ok, pickup track-ul avem și acum ne spun informații despre ele. Ok, fuel tank, avem ăsta mic, ăsta mare și avem, ia stai un pic,
limiter, PM battery, consumă bun. Văd că nu mai arată cât suportă, adică cel puțin un fuel tank, dar... Dar sigur, cupa e mai mare, e adică evident. După care iau ăstea, să împing dirt-ul, să-l aduc aproape. O să ne trebuiască un dăsta ca să aducem dirt-ul, asta e categoric. Dar nu-mi zice aici cât costă unul. Când mai trecem noi prin, prin oraș, trebuie să mergem să vedem cam cât costă unul dăsta, pentru că mie cu siguranță o să-mi trebuiască unul. Nu poți să mergi cu excavatorul, știi, să iei pământ și după aia să-l aduci cu fiecare cupă. Așa că faci chestia asta. A, ce faci, mă, bă? Am greșit aici un picuț. What the fuck happened? Sus, mai vedeți sus. Stai acum, m-am blocat aici. Huh, gata, merge acum. Ok, mă blocasem pentru o secundă. N-ai ca mers. Da, mă, deci contează chestia asta, vezi? Doar 30%? Ok. O să opresc motorul. Că trebuie să schimb... asta aici, găletușa. 95%. Merge cu 95%. Hai să luăm găletușa. Pe asta o să o las. Hai să o punem aici, în dreapta, ca să știm care sunt pline, care sunt... goale și mai luăm pe următoarea și o punem cu alea așa. Bun, sper că v-a plăcut. O să ne oprim aici, asta este întreaga operațiune. O să facem o perioadă de vreme pentru că, na, trebuie să strângem bonișori. Deocamdată nu mai avem nimic. O să mai lucrez eu și offline și umplu gălețile și după aia ne întâlnim în episodul următor să luăm aurito. După care vedem câți bani am strâns și probabil o să trebuiască să facem procesul ăsta destul de des, pentru că sunt multe lucruri de cumpărat. Și din câte văd, probabil o să-mi trebuiască un bulldozer înainte să trecem la tier 3. Pentru că eu iau de pe aici, dar... mi-e greu, cred că să mă mut cu toate lucrurile astea de aici, o să-mi fie foarte greu să mă mut. Bun, sper că v-a plăcut, iar până data viitoare, v-am salutat!